Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații. Masca obligatorie în aer liber în localitățile în care rata de infectare a trecut de 6 cazuri la 1000 de locuitori, vom fi obligați să purtăm masca. Există însă și excepții. Persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Tot astăzi a fost transmis un mesaj roalert prin care autoritățile sfătuiesc populația să se vaccineze. În cadrul CNCAV am agreat să transmitem săptămânal un mesaj prin sistemul RoAlert în care să transmitem importanța respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 și de informare din surse oficiale, precum și recomandarea foarte fermă de vaccinare. Mai mult decât atât, vor fi transmise mesaje și prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate către pacienții cu afecțiuni cronice, pacienții care se află în evidența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu afecțiuni cronice. Mesajul a venit într-o zi neagră pentru România. 331 de oameni infectați cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore, iar aproape 15.000 au contactat boala. Aproape 2.500 de cazuri au fost înregistrate doar în capitală, astfel că rata de infectare se apropie de 11 cazuri la 1.000 de locuitori. Doar 7% dintre elevi vor să se vaccineze conform unui sondaj realizat de Ministerul Educației. Peste 70% dintre ei nu vor să se imunizeze, iar mai puțin de 20% sunt indeciși în această privință. Asta deși în ultima săptămână s-au vaccinat aproximativ 2.500 de elevi pe zi. Pentru cei care vor să se imunizeze, se vor organiza centre mobile de vaccinare. Numărul de infectări din școli este vorba de aproape 13.000, mai exact 12.978 de elevi și preșcolari infectați. Numărul de copii care învață în sistem online este de 278.000. Veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Șefa INSP susține că dacă populația nu se va imuniza și va continua să nu respecte măsurile de distanțare fizică și de protecție sanitară individuală, în scurt timp se vor înregistra zilnic 20.000 de noi infectări cu coronavirus. Totodată, ea susține că purtarea măștii în spațiile publice va avea influență. Dacă vom păstra același trend în care nu facem nimic, da, nu suntem departe de 20.000. Eu cred că este momentul să înțelegem că nu alții, nimeni de pe Terra nu ne va scăpa de această pandemie. Noi ne vom scăpa pe noi. Președintele Klaus Iohannis spune că nu se va cristaliza o soluție la prima rundă de consultări pe care o va avea cu partidele și formațiunile parlamentare săptămâna viitoare. Mai mult, șeful statului a precizat că actualul guvern interimar va rămâne în funcție până se găsește o soluție la actuala criză politică. Eu cred că este nevoie de zile bune până când toată lumea coboară cu picioarele pe pământ, fiindcă această criză este diferită de alte crize guvernamentale. Politicienii au ajuns să aibă doar discursuri anti-toți, fiecare este împotriva fiecăruia. Ori așa nu se poate. Vremea se răcește în toată țara, meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă în următoarele două zile. Astfel, până vineri, vântul va avea intensificări cu viteze până la 60 de km pe oră. Excepție face județul Caraș-Severin, unde rafalele vor depăși 100 de km pe oră. Temperatura maximă nu va depăși 16 grade, iar minimele coboară până la 6 grade. Va ploua semnificativ, iar la munte pot cădea și fulgi de zăpadă. La București nu se va depăși valoarea de 11-12 grade temperatură maximă. De asemenea, ploile încep să se extindă în jumătatea de sud a țării, unde va ploa mai ales în curs, în nopții de 18-9 octombrie, iar vântul rămâne în general moderat și cu intensificări în majoritatea regiunilor. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!